În acest video vreau să-ți prezint un accesoriu destul de des folosit în educația câinilor, dar poate uneori folosit incorrect sau pentru începători chiar e necesar să lămurim anumite aspecte. Dar înainte de a-ți prezenta acest accesoriu, nu uita să dai un like și eventual să te abonezi dacă vrei să vezi mai multe videouri din această categorie. Clickerul e un accesoriu mic, îl poți vedea aici, e format dintr-o carcasă de plastic, cu un buton care acționează o plăcuță de oțel și scoate sunetul specific de click. El se folosește pentru a marca anumite poziții ale câinelui pe care ni le dorim în exerciții. Eu am să exemplific cu câinele meu poziția șez și culcat, să vezi când anume marchez cu clickerul și ulterior am să spun și de ce fac chestia asta. Hai, ademenesc câinele. Întotdeauna, înainte de a executa orice comandă, trebuie să mă asigur că elevul meu e focusat pe mine, adică e atent, nu e distras de alți factori perturbatori. Și, așa cum îți spuneam, îl ademenesc și la un moment dat îi dau comanda ziți. Și când atinge cu fundul solul, marchez cu clickerul. Aceeași situație și în cazul poziției culcat. Plaț. De îndată ce câine atinge cu toată burta solul, marchez pozitiv, da? După care vine hrana. Așadar, până aici putem să ne dăm seama că acest accesoriu face două chestii distincte și anume anunță că vine hrana, după care îi arată câinele și pentru ce vine hrana. Dacă vrei, ca un aparat foto care pozează exact poziția pe care mi-o doresc. O chestie poate care nu se observă așa de bine în exercițiile anterioare, el mai face o chestie și anume eliberează câinele, îi dă o mică pauză. Deci trei chestii distincte. Anunță recompensa, arată câinele pentru ce vine recompensa și release command sau o mică pauză pe care i-o dăm elevului nostru. Am putea folosi ca și marker pozitiv și cuvinte scurte, neîncărcate cu multă emoție, dar avantajul clickerului este tocmai faptul că el sună la fel indiferent de starea mea psihică, indiferent de câți membri ai familiei lucrează cu câinele, așadar click e întotdeauna click. Ceea ce mă face să cred sau sunt aproape convins că este superior unui marker pozitiv rostit. Așadar recomand să folosești clickerul. Cum să nu folosești clickerul? Am văzut deseori oameni care cheamă câinele, apelează câinele pur și simplu cu clickerul. Nu, asta e o chestie care nu o recomand. Apelăm câinele cu o comandă verbală, după care, în momentul în care ajunge la mine, marchez momentul și recompensez câinele. Marchez cu clickerul. Alte chestii legate de clicker. Nu recomand ca după clicker să nu-i dai câinele recompensă, deci clickerul trebuie să fie întotdeauna încărcat cu ghilimele, adică el chiar să anunțe recompensa și atunci el are eficiență. În concluzie, îți mai arăt încă o dată cele două poziții șez și culcat și când anume să marchezi cu clickerul momentul oportun. Super! Ziți? Deci, în momentul în care atinge solul, am marcat. Lați! Super! Și atunci, clickerul face exact ceea ce îmi doresc, adică marchează pozițiile pe care i le-am cerut elevului meu. Cam atât despre clicker, ți-l recomand, e foarte eficient și mai ales pentru câini începători și poate și pentru trainer începători, eu spun că e foarte bun.